Continuă seria controalelor în trafic pentru prevenirea încălcării legislației în vigoare. Astfel, polițiștii mehedinseni ai serviciului rutier sunt în continuare pe drumurile din județ pentru a monitoriza situația reală din trafic. Timp de două zile, polițiștii serviciului rutier au acționat pe raza municipiului Drobeta Turnu Severin pentru combaterea nerespectării dispozițiilor legale privind acordarea priorității de trecere pietonilor angajați în traversarea regulamentară a drumului public și nerespectarea de către pietoni a normelor legale privind circulația pe drumurile publice. Astfel, în urma controlelor efectuate, aceștia au aplicat 239 de sancțiuni contravenționale, a căror valoare depășește 40.000 de lei, au verificat 318 autovehicule și au legitimat 272 de persoane. Totodată, ca urmare a abaterilor constatate, aceștia au reținut 23 de permise de conducere. Spre exemplu, un bărbat în vârstă de 61 de ani din Drobeta Turnu Severin a fost descoperit băut la volan. Procedând la testarea șoferului cu aparatul etilotest, a rezultat o valoare de 0,43 mg per litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la Serviciul Județean de Ambulanță Mehedinți, unde i-au fost recoltate probe biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei. Polițiștii din structurile de rutieră vor desfășura în continuare ample acțiuni pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică.